Cred că pentru cei care sunteți printr-o prima oară în contact cu Grigore Tepopa, pe care îl puteți vedea în fotografie pe acest roll-up, cred că e bine să facem o mică incursiune în viața și activitatea lui, deoarece pentru lumea medicală românească e un nume cunoscut. Celor apropiați de carte, de literatură, de publicistica perioadei interbelice, este de asemenea cunoscut. Și dăm niște date de naștere și respectiv când a trecut la cele veșnice, cum se spune. E născut în 1892 în Șurănești, județul Vaslui, actual Emil Racoviță, și a murit în 1948. O existență, teoretic, cum se spune, pământească, foarte scurtă, de numai 56 de ani, dar foarte rodnică. Și pe această, una din manșetele cărții, am făcut o scurtă prezentare a lui Grigore Tepopa, medic, anatomist, considerat unul dintre cei mai mari anatomiști ai lumii. Și dacă deschideți cărțile de anatomie din liceu, vedeți că se descrie acolo sistemul port-hipotalamo-hipofizar, Popa-Fielding. Popa fiind Grigore Tepopa, Fielding fiind Iuna Fielding, o cercetătoare australiană, împreună cu care el s-a întâlnit la Londra și fiecare cercetau domenii conexe și la un moment dat și-au pus împreună, ca să nu povestesc toată întâmplarea, și-au pus împreună cercetările. Profesorul care coordona demersul lor le-au spus: opriți toate cercetările și mergeți pe chestiunea asta, că e o chestie foarte importantă. Și este interesant pentru un profesor universitar că nu le-a furat cercetarea. I-a ajutat și i-au promovat pe Popa și pe Fielding. Au publicat în revistele mondiale și de atunci, din anii 30, a curs un val de lucrări și a lor și a comentatorilor, criticilor și cei care au pornit de la Grigore Tepopa cercetarea în continuare. Cercetări în domeniul neuroanatomiei, pericardul fibros, dura mater, cercetări privind mobilitatea spermatozoizilor, foarte importante mențiuni în literatura anatomică a vremii. Și ce este interesant este faptul că pentru cei care iubesc partea asta de literatură motivațională, consider că poate fi luat ca un model de personaj ajuns dintr-o comună, dintr-un sat foarte sărac. Mama lui a murit când el avea 4 ani. În fotografiile pe care le am, el este fără nimic în picioare, era cu picioare goale, a rămas cu tatălui, tatălui s-a recăsătorit, a urmat cu soția cea de-a doua un șir de copii. Din literatura pe care el a scris-o, am putut identifica faptul că nu i-a fost foarte bine cu mama vitregă. Și mama lui a lăsat cu o limbă de moarte faptul că se vândă un teren și să dea banii ca fiul ei să ajungă să facă școală la Iași. În Iași s-a dus la începutul secolului 20 și dacă ați văzut Colegiul Național din Iași în o clădire impunătoare, la un moment dat el povestește că s-a dus în anfiteatru și era cu un palton găurit. Și anfiteatru era un anfiteatru foarte frumos și și-a pus paltonul undeva sus, dar și l-a pus printre rânduri. Era așa de jenă de paltonul lui și era lustruit și a alunecat paltonul până în fața pupitrului profesorilor și a fost admis chiar dacă în fața
profesorilor erau, să zic, tineri care aspirau să intre la liceu din Iași și copii foarte bogați. Și la un moment dat, el a spus așa, că după ce a luat admiterea la liceu, era ca o zbura sau alerga ca o albină în timpul roirii și chiar mergea pe tampoanele de la tramvai, de bucurie că a luat la liceu. Admira el permanent fotografii. Este foarte o persoană verticală. După cum îl vedem și aici, asta e fotografie de 1925 în Statele Unite, n-am zice, și toate fotografiile lui, n-am zice că este un băiat sărac din Șurănești, Vaslui lui, ci copilul unui lord englez. Și admira foarte mult armata și la un moment dat tot el povestește că văzuse prin Iași, când era în liceu, un ofițer îmbrăcat foarte frumos, cu vipușcă, și așa s-a uitat pe el, că era să intre într-un stâlp și să izbească de stâlp. A stat prin preajma mănăstirii și în principala mitropoliei. Într-o iarnă, un coleg văzându-l fără încălțări, îi degerase un deget, un deget la picioare, l-a dus la Iași, l-a dus la un călugăr, Ilarion, care găzduia în cele trei chelii ale lui copii fără bani. Și i-a spus călugărului, părintelui Ilarion, părinte, e un băiet sărac. Și a zis să fie bogat într-un domnul și adu-l la mine. Și exact ca, probabil ca într-o cameră de asta, erau mai multe lavițe pe care stăteau copiii de la liceu, de la facultate, la școli, și erau ținuți pe banii și pe mâncarea părintelui. Și fiecare învăța, și spune Grigore de Popa, că în perioada aia, la început de secolul 20, era foarte mult să vânturau ideile de stânga. În Iași se vânturau ideile de stânga și lui părintele, chiar dacă ei discutau despre marxism sau despre teorii evoluționiste, nu-i contrazicea, îi lăsau și spunea, voi citiți, e bine că citiți și continuați să citiți în continuare. Și a urmat facultatea de medicină, a ajuns preparator și demonstrator al profesorului Francis Kreiner, care în momentul când a venit la București în anii 20, l-a luat asistent. El terminase facultatea, l-a luat asistent la București și era căsătorit, s-a căsătorit. În București a avut un șoc și într-unul din texte a spus așa, pentru cei care sunteți din provincie și sunt câțiva din provincie aici, poate ați trăit șocul Bucureștiului și el spune așa, în București am trăit îndoiala și marea mizerie. Pentru că obișnuit cu un tip de comportament, cu un tip de simțire din Iași, a avut șocul Bucureștiului foarte puternic și numai soția lui l-a îmbărbătat, că a avut tendința, chiar dacă era la o facultate de medicină, să se întoarcă medic la țară, în Șurănești. Dar până la urmă a trecut prin toate astea și în anul 25, 1925, primește invitația de a merge ca bursier Rockefeller în Statele Unite, pe anatomie, împreună cu un coleg de-a lui, Vintilă Ciocălteu, care mergea pentru biochimie. Unul mergea la Chicago, celălalt mergea la Boston. Și au mers împreună un an de zile, au plecat pe vapor. În această carte se află o parte din scrisorile sau toate scrisorile de la Vintilă Ciocârteu către Grigore de Popa. Unele sunt pline de umor și o să vedeți că puteți citi și spiritul olteanului, că e un pic aici mai indecent la vorbă. Și ca să fac să mai descrețim puțin atmosfera, la un moment dat îi scrie Vintilă Ciocârteu lui Grigore de Popa faptul că îi spune așa, dă-te în familiile lor. În sensul că imersia în mediu, imersia într-o comunitate, va face să îi fie mult mai ușoară adaptarea
acolo. Și la un moment dat, o chestiune interesantă, el spune, dacă îl întreabă pe Grigore Tepopa dacă a făcut progresii la limba engleză. Și Popa spune, Grigore, dragă Grigore, și spune Vintelăceu Câlteu, ai făcut ceva progresie în limba engleză? Eu ce să zic, am început să o rup. Aceasta nu m-a împiedicat, însă ca la altăieri în plină lume, să spun gazdei mele, o femeie ca de vreo 45 de ani, că vreau să fac în seara aceea o baie cu ea. Neapărat că intenția mea a fost alta. Eu aveam să o întreb dacă vrea să facă ea baie sau dacă pot face eu. De fapt, greșeala n-a fost prea mare și a provocat o ilaritate care și acum mai persistă când ne amintim. Și o să intru după aia în substanța cărții, dar în 26 s-a întors în România și a urmat o serie de cercetări, a peregrinat prin multe spații din Europa, foarte multe universități din Europa, unde a și predat, nu numai a fost, invitat ca bursier, a revenit la Iași ca director al Institutului de Anatomie și profesor acolo, a ajuns decan al Facultății de Medicină din Iași, prorector al Universității Fostei Mihailene, actuale Alexandru Ioan Cuza, și ceea ce este interesant, că în 1934 s-a discutat despre publicarea unei reviste în Iași, care a început a fi publicată în 1936, în Semnări Eșene. Dacă ați văzut Institutul de Anatomie de la Iași, unii l-ați văzut, pe scările acelui, seamănă cu un templu grecesc, în față este o sală care se cheamă Sala Rockefeller, în care se desfășurau ședințele revistei Însemnări Eșene, care era coordonată de Grigore Tepopa și la care, la ședințele căreia și în redacția căreia erau Mihail Sadoveanu, Mihail Cotreanu, sonetistul, George Toporceanu, la un moment dat a venit curios și criticul Călinescu, și toată intelectualitatea ieșeană, inclusiv Mitropolitul Moldovei, era colaborator al revistei și avea colaboratori, inclusiv colaborator străin, celebru pentru lumea medicală, va este cunoscut numele lui René Leriș, celebru chirurg și scriitor francez, și ca o chestiune de parfum, el era foarte bun prieten cu George Toporceanu. Multe din creațiile lui Toporceanu erau înainte girate de Grigore Tepopa. Academicianul Constantin Ciopraga îmi spunea, atunci când am publicat prima carte Eminescu la Însemnări Eșene, faptul că el era student la litere și auzise de această revistă și spunea, îi pândeam pe strada Păcureal pe profesorul Popa și pe Toporceanu. Și-a zis, venea seara de la Institutul de Anatomie Grigore Tepopa cu un palton gri, cu soția la braț și îl așteptau aproape de casa lui Toporceanu. Și acum ne întoarcem la o declarație a fiicei lui Grigore Tepopa și spunea, l-a așteptat Toporceanu și îi spunea, domnule doctor, am mai scris o poezie, vreau să o vedeți. Inclusiv textele lui Popa se duceau la Toporceanu și făceau undeva schimb de texte și îți făceau sugestii în corespondența pe care o am de la Arhivele Statului din Iași. Am văzut indicațiile pe care le dădea Popa lui Toporceanu și invers. El l-a diagnosticat pe Toporceanu. Toporceanu i-a făcut invitația de a fi membru în masonerie și Popa l-a refuzat. Și ne întoarcem la această revistă, foarte importantă pentru perioada respectivă și încă citată și discutată și acum, Însemnări Eșene. În 1942 a revenit la București ca profesor de anatomie și director al Institutului de Anatomie și ulterior decan al Facultății de Medicină din Iași și a început să scrie când în România s-a așeza ușor-ușor comunismul, a început să aibă poziții foarte clare asupra sistemului comunist. Permanent și în Iași,
a fost un opozant al oricăror mișcări, de stânga sau de dreapta. A fost urmărit de legionari, fiica lui mi-a spus așa, stăteam în păcurar și treceau legionarii în patrule, foarte mulți pe păcurar, și la un moment dat a venit Grigore Tepopa și a zis, ia-ți ceva pe tine și să plecăm. Și a zis, mi-am luat periuța de dinți, eram într-un hălățel și am fugit. De ce? Pentru că el a scris și a avut poziții împotriva studenților, că la un moment dat, în perioada aceea, erau tot felul de mișcări studențești în Iași, în care au fost bătuți studenți evrei, au fost tot felul de probleme, oricum situația era ambiguă. Din documentele pe care le-am văzut, inclusiv declarațiile pe care le-au făcut evreii, au spus că a fost foarte corect și mulți au fost salvați de către el. Și ceea ce a deranjat pe membrii mișcării de atunci, dar inclusiv mișcările de stânga din București au început să fie criticate cu Grigore Tepopa, adică era un om de verticalitate și nu am găsit o fisură în personalitatea sau în declarațiile lui. Din 2006 mă ocup de publicarea operei lui, mi-am dat o teză de doctorat, Grigore Tepopa, medic, scriitor și publicist. Și a fost unul dintre semnatarii și inițiatorii unui document important, nu știu cum, dar l-am la casă, un document original privind ieșirea României din al doilea război mondial. Cu semnături, el a fost cel care a mobilizat oamenii, intelectualitatea, pentru a semna protestul, care a ajuns la Mareșalul Antonescu. În memoriile țărănistului Ion Hudiță, este foarte citat Grigore Tepopa, pentru că Iuliu Maniu îl dorea ministrul al învățământului. A fost ministrul al învățământului un sfert de oră, într-un guvern care a fost demis imediat de către puterea sovietică și ceea ce a spus mereu. Politica mea este politica studenților, politica învățământului, nu am făcut politică militantă, deci toate textele pe care le-a scris au fost împotriva politicianismului, în sensul că el spune așa, profesorul trebuie să fie profesor și nimic altceva, nu trebuie nici să facă afaceri, să se asocieze cu, spune așa, să servească lui Mamona. Și ca să încheiem partea asta de biografie, în 1947, la 15 aprilie, în aula Ateneului Român, a ținut o conferință care s-a chemat Morala creștină și timpurile actuale, dacă mai este posibilă credința în Iisus Hristos. În 47. În sală erau oficialitățile de la șeful statului până la restul intelectualelor. Erau megafoane afară, plină curtea Ateneului de studenți și în această conferință le spunea direct și am informații cum că erau soldați sovietici cu automate în sală și le-a spus direct celor prezenți faptul că atât nazismul cât și comunismul sunt două curente care sunt distrugătoare de civilizație și cultură. Și le spunea bestii distrugătoare de civilizație și cultură. După ce, în timpul conferinței, mari profesori universitari de la medicină au spus Ilie Fu, este nebun, și au părăsit sala ca să nu fie asociați cu numele lui. Pentru că erau la medicină, el era decan la medicină și mai bine pentru ei să părăsească sala Ateneului. După ce s-a ținut conferința, evident că securitatea a venit să-l aresteze. Și s-au mobilizat studenții, l-au înconjurat și într-una din cărțile părintelui de interviuri cu părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa, care era student la Facultatea de Medicină, studentul lui, el spune așa, că a mers la Facultatea de Medicină și a spus studenților care erau la disecție că profesorul Popa urmează să fie arestat. Și el povestește acolo că lumea, studenții au înghețat și se făcuse liniște mormântală
Și la un moment dat o fată din dacă ați fost în sala de anatomie, sau poate nu, dar vă imaginați cadavre, lumea, perioada aia sinistră de 47, au zis, a scăpat o fată bisturiu și așa s-a auzit ecou, de toți au tresărit și au înghețat de frică și au mers studenții cu bisturie îmbăcați în halat alb și au înconjurat pe profesor. Se spune că securitatea s-ar fi temut de această imagine, dar oricum, cât e poveste, cât e, dar a fost adevăr în această, că se menționează foarte des acest episod. El a fost ascuns, a stat în ascunzătoare, de a ajuns să fie hrănit cu pâine și apă. Se pare că Anna Pauper a ajuns în ascunzătoarea lui și i-a spus să treacă de partea comuniștilor. Pentru că i s-a pus la dispoziție un avion să plece în Anglia, a refuzat. Regele Mihai dorea starea lui de sănătate zilnic, un buletin cu starea lui de sănătate zilnic, pentru că pusese în atenția casei regale, inclusiv Carol al II-lea și îl dorea drept colaborator. Și am spus mereu că noi facem referire la sfinții închisorilor, la toți cei care au suferit, dar omitem că sunt și alte personalități care au dat mărturie în alt fel. Și într-una din scrisorile pe care el a trimis-o soției sale, Florica, din ascunzătoare, el spune așa, și am zis că poate dispărea orice text al lui, orice descoperire să o pulverizăm, dacă rămâne doar fragmentul acela, îl putem pune pe un podium exact cu cei despre care vorbim că sunt martiri, prin ce a spus așa, spune așa, draga mea Florica, îi cerea niște chestii, niște izmene, niște lucruri de să zic, de intime și spune așa, trebuie să știi că suferința de astăzi ne onorează și dă vieții noastre un sens mai înalt. Puteam să mă cocoți pe orice bancă, aș fi putut, dar aș fi avut un suflet prostituat și o conștiință morală tulbure. Spune foarte mult asta. Și în multe din textele lui am văzut poziții de astea foarte clare. Și în 48, în timp ce își boteza unul din nepoți, a reușit să iasă de acolo din ascunzătoare, a mers în locuința pe care o avea la facultatea de medicină, nu avea vilă, nu avea case, a stat, stătea în facultatea de medicină într-un apartament de acolo și nora lui se sizase că este rău, dar el i-a spus, merge acum cât se face botezul copilului, nu sta cu mine. După ce a mers la copil, el a murit. A fost îngropat la cimitirul Perlu, dar este foarte interesant că n-a fost primit sicriul la facultatea de medicină, tocmai de profesorii și decanul care era și pe care el îl sprijinise. Toate lucrările lui au fost trecute la index. După anii 90, cu greu s-a reușit cumva reanimarea operei lui, personalității lui, s-a reușit să se dea numele Universității de Medicină și Farmacie Grigore de Popa la Iași în 1992, dar și aici cu greu a fost o luptă între două nume, Grigore de Popa și Vasile Rășcanu. Vasile Rășcanu, academician comunist, dușmanul lui, era propus de oamenii care încă veneau din regimul comunist. Și era, chiar ar fi fost o palmă încă o dată dată lui Grigore de Popa și post-mortem, și după instaurarea așa zisului regim democrat, să fie numele unui om care l-a turnat la chestura de poliție în perioada anilor 42, când era în Iași. Să zic că în Iași a mai publicat câteva cărți din opera și despre opera lui Grigore de Popa. Această carte, Jurnalul unui savant român în America, debutează seria de autor Grigore de Popa și reprezintă însemnările lui din perioada cât a fost în America și ulterior câteva texte pe care le-am cules din caietele lui sau din reviste sau ziare despre Statele Unite. El vroia să publice o carte, un jurnal, și asta o spune într-un text, n-a mai apucat. Este foarte interesant următorul aspect.
dat fiind că am și eu un fel de experiență americană, contactul cu Statele Unite în vremea când era tânăr, contactul cu lumea occidentală, lumea europeană, i-au dat o altă viziune asupra vieții. El nu ar fi avut sau nu ar fi făcut aceste, deci să fie antreprenor social, foarte bun lider. Și am scris un text despre un lider foarte important, era foarte cunoscut și toate ziarele vremii, București sau Iași, în fiecare număr, aproape scriau despre Grigore Tepopa. Ținea conferințe, sute de conferințe pentru toate văgăunile. Astăzi ne miroase urât să mergem să ținem o conferință la, poate la Mărășești. Dar ei se duceau, Iorga, Ion Petrovici, Grigore Tepopa și alți profesori, mergeau cu căruța, cu mașinile vremii, în văgăuni și țineau conferințe pentru ridicarea nivelului culturii poporului. Și asta spun, toată opera lui este undeva cu un aspect, un ochi critic asupra societății românești, dar cu un ochi critic, de ce? Pentru că cu dragoste vorbea și pentru faptul că văzuse Occidentul și ce se putea face. Ce făceau ei și noi încă mai șchiopăta. În cele ce urmează, vreau să vă citesc niște fragmente, că e mult mai interesant să vedem cum vedea el. Și am să închei cu un text umoristic, care se cheamă Nomura, Harrison și cu mine. În foarte multe din textele lui, pe lângă faptul ăsta că era un om foarte serios, întâlnim mostre de umor și citisem odată la studenți și unul a căzut de bancă, din bancă, când la unul din textele lui, din altă lucrare. Și am să spicuiesc așa, până a trece la partea aia umoristică, niște citate și niște scurte texte din carte și spune așa. Deci, cartea e structurată în câteva capitole, prefațată de nepotul lui, scriitorul Dumitru Radu Popa de la New York, care e directorul Bibliotecii de Drept din New York și scriitor publicat la Curtea Veche foarte multe cărți. La New York, la Chicago, omul american, Universitatea Americană, un text, o conferință audio citită la radio despre președintele american Wilson, un text foarte important pentru cei care studiază acum partea cu Uniunea Europeană, deci el în anii 40 vorbea despre Uniunea Europeană, despre planurile americanilor de crearea Uniunii Europene. Apoi câteva note legate de Enescu în America, tot felul de aspecte ale societății americane și scrisorile dintre Vintilă Ciocârteu și Grigore Tepopa. Foarte important, scrisorile de la George Emil Palade. Și asta este esențial. George Emil Palade, singurul român care a fost distins cu premiul Nobel pentru fiziologie și medicină, i-a fost apropiat și asistentul lui. L-a trimis pe Palade cu scrisori de recomandare în Statele Unite și Palade auzise în Statele Unite faptul că profesorii, chiar era în anii 40 și ceva, el fusese în 25, încă mai vorbeau de el, știau de lucrările lui. Și scrie aici în scrisori, foarte multe lume vă dorește să vă întoarceți în America. O altă scrisoare a lui Palade auzise că are probleme în România și a spus, vin și mă întorc să sunt fiu cu dumneavoastră. Credeți că el a spus, da, vino aici să suferim împreună, să trecem? Nu, a zis, rămâi acolo, cercetează, i-a dat indicații ce să facă. I-a și sugerat niște cercetări pe care să meargă, cercetări care au dus către descoperirea și a fost decernat cu premiul Nobel pentru medicină și putem spune că este nașul primului Nobel luat de un român. Grigore Tepopa e nașul. Dacă noi nu aveam pe Popa, nu aveam Nobelul românesc, pentru că dacă el ar fi spus vină în România să fie asistentul meu, să lupți cu comuniștii, avea alt destin Palade. Și
este foarte interesant faptul că el a mers, mergea pe stradă și se nota pe stradă însemnări, citate, despre reclame, deci poți să faci o lectură, deci e o lectură sociologică a societății americane din perioada 25-26, înainte de a purcede la această discuție, povesteam despre cum ar fi să vadă el societatea americană acum. Dintr-un anumit unghi de vedere, societatea americană acum, cum vorbesc mulți din americani veniți aici, este un mor. Nu mai e societatea americană a anilor 25, când totul era într-o efervescență. El vorbește aici de mașinism, despre faptul că totul se desfășoară perfect, și o să vă citesc niște chestiuni. Vorbește despre Universitatea Americană, despre spitalele din America, modul de organizare, despre reclame, are un capitol despre reclama din America și despre omul american. Era foarte atent, fiind anatomist, fiind antropolog, la aspectele legate de om. Și am să citesc câteva fragmente. Și el spune așa: primul contact cu New York-ul este uluitor pentru noi, deprinși cum suntem cu o viață înceată, adeseori chiar lenevoasă. Trebuie să vă precizez, pentru cei care nu sunteți din Moldova, că este un scriitor moldav. Să te ajuți singur cât mai mult și să utilizezi pe altul cât mai puțin. Este una dintre caracteristicile americanilor. Spune Grigore de Popa. Și e foarte interesant că mergea pe stradă și observa tot felul de chestiuni. Într-un capitol care se cheamă Curiozități pentru un european, spune așa: azi am văzut cum se repară ghete într-o prăvălie spațioasă. Sunt foarte multe din acestea. Intră cetățeanul care a simțit apa la galoși. Se descalță frumușel, ia loc într-un scaun comod unde își citește gazeta sau își fumează luleaua și în vremea asta încălțămintea lui trece prin toate fazele unei năpârliri complete. Unul taie talpa, altul bate o talpă nouă, altul pune fețe călcâilor, încă unul le ajustează, apoi cu o mașină care învârte mai multe roți, se lustruiește frumos marginea tălpii și al călcâilui, așa că în jumătate de oră pingelele sunt gata și ieși pe stradă cu încălțămintea înnoită. Toate astea se fac în fața vitrinelor, care devin astfel școli publice pentru oricine trece și are curiozitate să vadă cum se produce un lucru util. Și mai spune el: în același fel am văzut cum se repară, se spală și se curăță pălării, haine, cum se fabrică bomboane, cum se repară obiecte casnice și cum se fac lucrurile de nevoie zilnică. E un text foarte interesant pentru care se cheamă Instituțiile Culturale și el vorbește de faptul că noi criticăm societatea americană că este foarte concentrată spre bani. Și spune așa: mereu se pune înainte, ori de câte ori se vorbește despre America, materialismul american. La noi, cu toate că multe prilejuri de convingere contrară sunt, se mai identifică viața americană cu o viață de finanțe, o viață de negustor, pur și simplu. Nu poate fi mai greșită o opinie ca aceasta. Nu există orășel cât de mic american fără muzeu bun, fără școli excelente, fără bibliotecă publică cu adevărat utilizată și fără instituții culturale diverse aproape de perfecție. Iată pe principale din New York. Și am mers în fiecare, în biblioteci, în tot felul de campusuri și notează impresiile pe care le-a avut acolo. Pentru ca la un moment dat să spun așa: dacă opera materialismului american produce astfel de așezăminte, vă spunem, biblioteci, grădină publică, expoziții, dacă opera materialismului american produce astfel de așezăminte, eu mă înscriu pentru materialism de acest fel.
Este foarte interesant că face o comparație între faptul paradelor noastre oficiale și cum văd ei americane lucrurile. Și are un capitol care se cheamă Cum știu americanii să-și comemoreze și să-și venereze evenimentele și oamenii. Și spune așa. Astfel de episoade despre care el vorbește, despre comemorarea și importanța pe care o acordă ei personalităților, sunt pline de duioșie și multă seriozitate. Americanii nu umplu piepturile cu decorații. Decorații nu sunt în Statele Unite. Dar gravează pe frontispiciile clădirilor nume de donatori, tot atât de numeroși, cât și instituțiile de cultură publică. Cu prilejul meetingurilor în cinstea cuiva, care nu sunt banchete, nu fac discursuri de tămâiere personală, ci fac conferințe asupra subiectelor de interes general și când e de fixat o dată importantă, construiesc un institut nou, ori sădesc un pom. Și el a făcut o propunere în perioada interbelică regelui de construcția unui panteon cultural la Iași, după modelul american, de a se aduce în Iași toate personalitățile mari și a să comemora și slăvi după cum văzuse el în Statele Unite. Un capitol foarte interesant și foarte frumos este despre abatoarele din Chicago. Din Chicago. Și la un moment dat, pentru mulți care au așa o aversiune sau față de tăierea animalelor, am evitat să citesc prima parte. Dar citesc totuși o parte și spune așa. Porcii sunt tăiați fără asomare. Pe o rotativă sunt spânzurați de picioarele din dărăt și trec în serie prin fața unui individ care le taie carotidele cu cea mai mare ușurință. Sângele se scurge jos, pe teren înclinat, de unde e spălat și colectat mai apoi pentru diferite întrebuințe. Porcii sunt trecuți printr-o mașină care le smulge părul, pe urmă sunt trecuți pe deasupra unor becuri de gaz aprinse, unde li se pârlește restul de păr. După asta intră în mână anatomiștilor abatorului, care deschid cavitățile, scot organele unul câte unul, le izolează și le clasifică cu repeziciune, trecându-le în niște căzi enorme. Totul e utilizat, totul e păstrat, nu se aruncă absolut nimic. Peste tot, asupra cărnii, organele grăsimii, curge un curent de apă fierbinte care dezîncheagă sângele și îl spală. În urmă, carnea e tăiată și aleasă pentru diferite scopuri. Sunt mașinării complicate care lucrează cu mare uțeală. E textul continuu, dar spune un aspect foarte important legat de igiena din Statele Unite. Faptul că în abatoare, muncitorii aveau dușuri și se puteau spăla, iar la facultatea de medicină, unde studenții și profesori intrau în contact cu cadavrele, nu existau dușuri. Și spune așa, un fapt caracteristic mai cu seamă, pus în paralel cu ceva de la noi. Lucrătorii abatorilor din Chicago nu ies din sălele de lucru decât după ce mai întâi au trecut pe sub duș. Au instalații de baie alături de încăperile unde lucrează și imediat ce încetează activitatea, se spală, schimbă haina și apoi pleacă. Asta e caracteristic pentru felul de viață american. Și cel mai de pe urmă individ al societății are putința să facă baie. Noi, ca să luăm cazuri concrete, facem educația studenților în medicină. Le vorbim despre igienă, îi punem să lucreze pe cadavre și pe urmă îi trimitem acasă nespălați. Dar ce să mai vorbim de studenți? Noi înșine, asistenți și șefi de lucrări în facultate, acumulăm mirosul de cadavre în haine și după o zi petrecută în murdărie și infecție, nu avem putința unei băi imediat. Nu există și n-a existat niciodată baie în facultatea de medicină. Nici acum nu există. Pentru uzul personalului științific, din punctul de vedere al curățeniei, așadar, titrații facultăților care predică sănătatea la noi în România stau mai prost decât parlagii abatorilor din Chicago. Vorbește într-un text despre partea asta financiară.
pentru că el trecuse prin probleme și în corespondența cu Vintilă Ciocolteu, se discută despre cum se facă economie, de unde să cumpere. El și-a notat și a luat legătura și cu cei din bănci, dar a observat și spune așa la un moment dat că noi criticăm banul în România și el spune așa, critica banului este o ipocrizie. A învățat foarte multe chestiuni din Statele Unite și după aceea când a ajuns decan, a știut să chivernisească și epitropa ale epitrofiei Sfântul Spiridon, să chivernisească și să facă investiții și lucruri foarte interesante acolo. Și într-un text care se cheamă Activist și Masinist, spune așa, comparativ cu America. Spune, noi nu avem în România elemente ale progresului? Ia uite, tren, tramvai, telegraf, telefon, calorifer, străzi, parastrăzi, ochelari și closet. Dar cum să nu avem? Avem. Aici intervine valoarea cuvintelor profund deosebite. Tramvai. Tramvai, însă la București la Schep 10 minute și a deosebit mai mult, pe când la New York și Chicago la fiecare 2 minute. Precis, matematica e 1. Și viteza comparată e 1 la 4. Numim Vespasiană ceva cu desăvârșire respingător care infectează o jumătate de stradă și care funcționează mai mult pe din afară. Cu același cuvânt, parizienii numesc niște colțuri perfect curate, bine întreținute. La Londra, ce ar fi denumit Vespasian e ascunsul pământ, prevăzut cu apă curgătoare continuă și îngrijită în chipul cel mai ales. Iar la New York, Vespasiana e closet și e scoasă cu desăvârșire din stradă, pusă în clădiri, unde oricine are intrare. Aici pot să spun pentru faptul că au mai venit americani în România și vreau să merg la toaletă și nu găseau, ei obișnuiți cu partea asta de a merge în clădiri, inclusiv în instituțiile publice sau în bănci sau în diverse locuri, la toaletă, nu erau primiți. Ei, noi încă nu ne-am rezolvat din 1925 problema asta a igienii și respectiv a toaletelor. O societate complicată din vremurile noastre cere în primul rând precizie de execuție în toate ramurile de activitate. Fără această precizie, starea generală poate fi mai proastă decât în societățile patriarhale. Precizia are un caracter, este un caracter al societății americane. Minutele acolo sunt socotite toate și ținute în seamă. Nu se fixează ceasul în întâlniri la 8 pentru a începe oamenii să vină la 9. Nu-ți spune meseriașul de 3 ori la rând în 3 zile, mâine la 4 e gata, pentru a nu fi cum spune nici după o săptămână. Nu-și cere negustorul 3500 de lei pentru un lucru ca să ajungi prin tocmeală țigăneală la 1012. Nu există acolo sferturi academice crescute în decursul vremii până la valoare de ceasuri. Fiecare știe să-și potrivească timpul și îl utilizează mereu. Nu se poate omul ține multă vreme neactiv. Să știe, să contempleze, să mediteze, să se lenevească pur și simplu nu-i chip. E o chestie care e interesantă, spune așa, legat de lege. Spune, nu legea aspră supără mai mult pe om, ci legea confuză față de de ce se întâmplă la noi. Într-un capitol despre universitate, spune așa, în America nu se uită niciodată și nicăieri că în clădiri între pereți trebuie să stea oameni. Și oamenii trebuie să se simtă bine pentru că întregul să capete viață. Omul este centrul de atenție pentru orice înfăptuire. Pe acolo nu există farsa agitată de interesați cu statul, comunitatea, instituția care să primeze pe individ până la slăi și distruge. Nici statul și nici vreo altă instituție componentă nu valorizează mai mult decât pot valora oamenii și ele nu-și fac datoria dacă sunt incapabile să dea condiții omenești oamenilor. De aceea totul e aranjat în universitățile americane. Și materialul, și încăperile, și programe, și spiritul conform cu nevoia mulțumirii individuale. Nici profesorii, nici studenții nu sunt victimele unei vieți artificiale și de mizerie. Și profesorii și studenții pot găsi în universitate aproape tot ce trebuie pentru satisfacerea nevoilor și plăcerilor. Și el vorbește despre campusuri care sunt adevărate orașe. Dormitoarele studenților sunt clădire cele mai frumoase și prevăzute cu ultimul ton al confortului. Iar acum, ultimul text care vă spuneam că e umoristic,
sau cel puțin așa îl percep eu, care se cheamă Nomura Harrison și cu mine, recomandarea persoanelor, și spune așa: Nomura este japonez și Harrison este american. Cât despre mine, eu, cel care scrie, e tot așa de firesc să fiu român. Firesc, adică probabil, pentru că s-ar fi putut să fie și altfel, japonezul să fie american, americanul român și eu să fiu japonez sau invers. Deoarece nu am avut putința să ne scoatem singuri din neam, n-am putut alege culoarea pielii și nici modul de a învârti limba în gură, și cu toate acestea ne-am întâlnit. Ne-am reîntâlnit într-un oraș colegian din Anglia. Vă asigur că toți trei ne pricepeam să mestecăm la fel, deși fălcile noastre nu erau chiar tot una, și pe Queen's Road, tot vertical ne plimbam, în lipsă de altă poziție mai confortabilă. E drept că unul dintre noi mergea încetişor, aproape tiptil, ca o pisicuță precaută. Cel de-al doilea pășea semet și grăbit, de parcă ar fi tras cineva drumul de sub picioare. Iar al treilea se strecura printre copaci, cu umerii plecați sub o povară inexplicabilă și gata să se tot ferească într-o parte. Dar pot să jur că niciodată vreunul din acești trei eroi ai celor patru vânturi, în plimbările lor prin grădinele colegiilor, nu a pus decât piciorul drept înaintea celui stâng sau piciorul stâng în fața celui drept. Pe Nomura l-am cunoscut la Chicago. Era pe atunci și a rămas și până acum un omuleț cam de 1 metru și 25 centimetri, dacă nu cumva exagerez în plus. Prognat teribil și foarte asemănător cu maimuța antropoidă. Al minteri foarte de treabă și chiar afabil. A venit de acasă sănătos, așa cum l-a trimis nevasta și poporul entuziast de calitățile sale, adică fără ochelari, și în stare să vadă perfect la orice distanță hărăzită ochilor noștri. În starea asta a dus-o 3 luni întregi și o săptămână din luna 4. Într-una din zile, vrând să deschid ușa coridorului, pe unde treceam de obicei, piept în piept dau cu o maimuță stranie. O mutră stranie, o plămădire și o plăsmuire fantastică. O ființă mișcătoare de o gravitate teribilă, adăpostită sub o pereche de lunete strălucitoare, cu o margine groasă și lucie de ebonită galbenă. Gravitatea asta neașteptată, pe un cap nedefinit, născut deodată în mine o astfel de senzație bruscă de n-am mai putut chema puterile mele de înfrânare și izbucni într-un râs plin de simpatie. Oricine ar vedea un cobai cu ochelare ar părți la fel. Dar serioasa mutră trecătoare mă salută cu un zâmbet care parcă sta să muște. How do you do, doctor? De atunci înainte, m-a întâmpinat întotdeauna pe sări cu o amabilitate particulară și cu o strană acoperire a privirii ascunsă după un aparat de fizică optică așezat pe nas. Și astfel ne-am împrietenit oarecum, adică am început să vorbim unul cu altul și despre altceva decât despre cum e vremea afară. Și mai întâi a ținut să-mi arate, fără a avea aerul că avea să o facă, ce minunate sunt valorile japoneze. M-a dus la un club oriental, m-a făcut să asist la o noapte japoneză și m-a invitat la un chop suey. Mi-a spus că este creștin, un fel de creștin în pijama de mătase. A tremurat fără să vadă când Chiyoko, asta era o fată, spune el în paranteză, a cântat ceva la pian. S-a entuziasmat auzind sunetul unei chitări și s-a emoționat urmărind figuri de jiu-jitsu. Dar și emoția și entuziasmul abia i-au boțit puțin fața și încă mă tem că asta n-a fost decât efectul unui tic. Dar cu Nomura m-am împrietenit mai temeinic într-un restaurant din Chinatown, unde rigida mască convențională a căzut de plin în fața unui castronaș cu orez și a unei farfurii cu vegetal. Când am intrat în locul primit din prag, când am intrat în loc, ne-a primit din prag o duhoare teribilă. Iar pe scările întortocheate se odihneau diferite resturi alimentare și scuipați la întâmplat. Într-o sală mare, cu mese pătrate, stăteau mutri care zădeau spaimă și se simțea în aer un miros particular, des, grăsime, nu prea proaspătă.
Am luat loc și noi într-un colț, dar pofta de mâncare mi s-a dus. Nomura a comandat tot ce trebuie pentru sătura două guri. Obiceiul este să se aducă dintr-o dată tot ce se va mânca până la sfârșit, așa că ne-am trezit pe o masă largă și murdară, cu vreo 25 de feluri de farfurii adânci, ori mai puțin adânci, mici sucupe și străchinuțe, dar nici cuțit, nici furculiță, ci numai niște bețigașe lungi la un capăt pătrate, iar la celălalt rotunde. Mâncărurile erau grozave, vegetale cu frunze late, zemoase, fierte, fără sare și fără acrituri, un fel de supă fadă, fără absolut niciun gust. Apoi niște rădăcini curioase amestecate cu peștișor și raci. Totul era cam așa alcătuit încât numai bine să-ți dea greață. În schimb, diferite sosuri din farfuriuțe erau făcute cu acid, cu usturoi, cu zahăr și cu piper, așa de tare încât parcă stăiau limba la atingere. Aici, în acest ciupsui, Nomura a devenit ceea ce era el, fără jenă și fără reține. S-a repezit în farfurie cu o precipitare admirabilă, holpăind disperat și mânuind bețigașele cu o oțeală extraordinară. Apoi, cu un castronaș în care era un monticul rotund de orez fier, în apă chioară, pus în dreptul gurii, a început a manevra cu bețișoarele înfulecând repede. Iar nasul, când îi dispărea în castronaș, când îi apărea iar? Cu câte un fir de orez, ori cu câte un fragment de frunză în vârf. Pene răsuflate, s-a prins după aceea cu mâinile amândouă, făcute căuș, de o ceașcă cu ceai și a pornit o horpăială, terminată cu o sugere subțire și lungă de să zboare fața porționarului din fund. Așa sugea de minunat și îi surâdea ochii, astfel ascuns încât parcă instinctiv îmi vedea să-l scar prin crespinat. Dar Nomura era un foarte de ispravă tânăr. Venise la Chicago să studieze igiena și a luat-o foarte în serios de la început. Misiunea lui, impusă chiar de guvern care îl trimisese, era să afle dacă smalțul de pe măsele poate fi ros prin frecar. În acest scop, el făcea experiențe pe iepure și pe sine însuși, frecând zilnic dinții cu periuțe de diferite forme și de diferite compoziții piloase. După aceea, examina imaginea din oglindă cu o lupă puternică și nota urmele imperceptibile care ar fi putut apărea pe suprafața dinților. Operația asta o făcea de 2 ani și 3 luni. Iar la plecarea mea din Chicago a rămas o continuă, pentru că rezultatele încă erau dubioase. După 800 de milioane de frecături, el a observat apariția unor dungi ușor accentuate care l-au umplut de bucurie. Din nefericire, însă, dungile erau verticale, iar cercetătorul frecase dinți orizontal. Afară de această mică nepotrivire, rezultatul experienței părea să fie remarcabil. La acest moment important al vieții lui Nomura, l-am pierdut din vedere, eu fiind țilit să mă întorc în Europa. Cu Harrison e altă poveste. Venise la Cambridge să scrie o carte despre coeficientul de scumpete al oțelului în raport cu tratatul naval dintre Anglia, Statele Unite și Japonia. Ați înțeles, dar că aveam de-a face cu un economist. Dar el își zicea sociolog, nu știu bine de ce. Mult timp am crezut că e un comis voiajor sau cel mult un agent teatral. Stăteam în aceeași pensiune, apărea după masă, în pantalon scurs până la genunchi, cu ciorapi în tot felul de cadriluri și cu mâinile în buzunare saluta familiar pe toți. Alo, oamenilor! Gazdei, spre mare ei scandalizare, îi spunea Puico. Hello, baby, în paranteză. Câteodată mesteca gumă cu o tenacitate de perisodactil, alteori gândea cu picioarele pe masă și cu tălpile spre ușa de intrare. Te bătea amical pe umăr, de la prima vedere. Pantalonii stăteau tot unecați pe șolduri și mergea săltat de parcă ar fi fost gata să înceapă un Charleston. Întâi, mă cam irita acest curios băiețaș de prăvălie, ce te sfredelea obraznic din ochi și se amesteca în vormă când nici nu te așteptai. Camera lui era alături de-a mea și las că intra și ieșea trântit ușa, dar pe urmă fredona, ba chiar lălăia fals, diverse melodii până după miezul nopții. Dimineața însă era foarte liniștit și dacă n-ar fi fost săcănitul mașinii de scris și poșnăitul unor fire de carte, ai fi putut crede că a murit subit.
aproape de timpul mesei, reînvia gălăgeor și cobora încălcind câte trei trepte deodată, hodorogind și pocnind neglijent tot ce ieșea în fața botinelor. Veselia lui însă era plăcută și contagioasă. Unele vorbe, dacă ar fi fost spuse de altcineva, te-ar fi supărat. Spuse de el te amuzau. Cu toată surprinderea pe care ți-o pricinuiau. Era de o indiscreție rară. Și mai mult, că ar fi fost în stare să te întrebe în loc de cum ai dormit asta noapte, cum ți-a ieșit cu scaun, cum ți-a ieșit scaun. Mergea seara la cinematograf, apoi la dancing salon, iar a doua zi lucra. Lucra în fiecare zi, dar numai dimineața. Eu credeam că își aranjează facturile și scrisorile pentru comenzi, dar el nu făcea alta decât că scria un mare volum pentru coeficienții lui de scumpete. În toate după-amezile, Harrison dispărea de la prânz și până pe la 5 post-meridian. Nimeni nu știa unde se duce și altfel nimeni nu se interesa să afle. În Anglia era obiceiul să nu se amestece nimeni în treburile altuia, atâta vreme cât ele nu supără pe cineva. În una din zile, neputând lua ceaiul la institut, m-am dus să-l iau la afternoon tea din Granary Street. Mai multe fete curat îmbrăcate, cu brazuri proaspete, cu înfățișări ce puteau sta între urât, dar simpate și frumos cu voiciune, serveau plăcut și fără întârziere. M-am așezat la o masă din fundul sării, de unde se întrezărea un culoar din dărătul ghișeului, pe unde tot treceau spre un lavoar diferiți băiețași cu pestelce albe pe dinainte și cu bonete de satin în cap. Era un freamăt continuu. La început mă irita jocul acesta, observat pe neșteptate, și eram gata să schimb masa pentru a pierde din vedere agitația asta banală. Dar privind mai cu atenție, mă atrase o figură ce îmi părea cunoscută. Avea o expresie surâzătoare, sta plecată peste un spălător larg, plin cu farfurii și cești de toate felurile, și spăla vase cu un aer de triumf, de parcă ar fi câștigat o mare bătălie. După felul cum ținea buzele, văzut din profil, cred că fredona și poate chiar șuiera ușor, iar din picioare tot mișca elastic, semănând cu un tel strâns bine. Tipul m-a amuzat, dar mi-am ținut mai departe ochii în farfuria mea, până ce vrând să dea o linguriță proaspăt și asă chelneriței din apropierea mea, îl privi de drept în ochi, drept în față. Era Harrison. Salutare estimabile! Și învântură mâna amical, ca pentru un fel de bezea îndepărtat. Abia am mișcat din cap o leacă și privi cu grijă împrejur dacă nu mă vede cineva. Aveam impresia că are să-mi cadă tavanul în cap și o stinghereală teribilă mă tulbura până în adânc. Noroc numai că straniul american, fiind foarte grăbit, a dispărut iar după ghișeu, unde l-aștepta un morman de farfurii, pahare, cești, diverse furculițe și cuțite. Am rămas perplex și fără nicio explicație. De altfel, am terminat repede ceaiul și am plecat. În aceea zi, seara, l-am întâlnit pe scări când ieșea. Eu căutam să evit privirea, dar el cu insistență se apropie de mine. N-am știut că iei ceaiul la afternoon tea. Vine așa uneori, e foarte bun local, așa o spun eu și o spun și ceilalți ai mei. Dar chiar este într-adevăr bun. N-am avut ce face și am intrat în vorbă mai mult. Așa am aflat că lucrează în toate după-amiezile în localul pe care îl vizitam și în schimb primește masa gratis pe lângă un shilling pe zi în mână. Mai surprins am rămas însă când am auzit că face treaba asta fără să aibă nevoie. Era bogat. Chiar foarte bogat. Tatălui fiind acționar principal la Steel Corporation. Așa am înțeles și de ce îl interesează coeficienții de scumpete ai oțelului. Se vede că mirarea mea față de situația lui trebuie să fi fost atât de întipărită pe figură încât a observat-o și el. Îți pare curios că dacă am parale să mai muncesc pentru întreținere și încă o muncă așa de inferioară? Te văd eu, domnișorule. Până să-i obiectez ceva la această foarte adevărată observație, aș început o proslăvire grabnică a muncii. Noi, americanii, nu înțelegem viața fără muncă. Din două una, ori la spital, ori la birou. Cine nu are o treabă de făcut a intrat în descompunere și poate să-l mănânci viermii la breakfast. Ascultă-mă pe mine, orientalule, dacă vrei să-ți placă viața, nu lăsa aerul din prejurul tău să stea. Nu trece mult și pute.
curzimea asta de expresie și familiaritatea neașteptată pe care mi-o arăta, mi-a înțepat mândria și ceea ce credeam eu că e decență. Dar așa veneau de natural vorbele lui, încât m-a dezarmat și această conversație a fost de fapt începutul prieteniei mele cu Harrison. După aceea ne-am găsit deseori împreună și seara stăteam câteodată în camera lui, în lungi taifasuri, noaptea. În cameră la el era o tăbărală de cărți extraordinară, apoi broșuri, fișe, foi, volante, rezumate și manuscrise. Toate acestea fusese aduse din America și toate îi serveau să dezlege problema coeficienților. Am crezut că poate omul meu se duce uneori la bibliotecile atât de bogate din Cambridge. Sau stă de vorbă cu unii specialiști, ori vizitează fabricile din Anglia. Nimic. În această privință, Harrison era total rupt de lume. El își făcuse un plan de lucru, printre furnale de agheri, pe lacul malului Michigan, lacului Michigan, își aduse literatura trebuitoare, discutase cu diferiți magnații industriei și ajunsese chiar la principalele concluzii care îi păreau demne de a fi cuprinse într-un volum de știință socială. Când a ajuns la această concluzie, s-a încărcat într-un vapor cu 5 mari trancuri, 10 valize și mai multe pachete, a călătorit 6 zile, dansând în fiecare seară și trimițând cablograme ziua. Iar după 2 săptămâni de peripeții printre diverse orașe scoțiene, unde și-a căutat urmele strămoșilor, a poposit la Miss Gardner, care el i-a zis dintr-o dată puică, și la care l-am găsit. Bine, amice, dar dacă nu consulți nimic pe aici, de ce ai venit să scrii cartea la Cambridge și n-ai rămas să o scrii la Chicago? La întrebarea mea îmi răspunse plin de soare în ochi și misterios ca o lună plină. Hei, neică, îmi trebuie atmosferă. Nu se poate scrie oriunde. Aici merge altfel, căci pe aici au mai scris Byron, Tennyson, Newton. Dar ce are face Newton cu oțelul dumitale? Are. Este un spirit al aerului pe care îl respirăm cu toții. Noi azi și ceilalți ieri. Ceilalți am înțeles că trebuie să fi fost Byron, Newton și ceilalți. Așa a stat Harrison în Cambridge un an și o lună, în spiritul aerului, iar spiritul aerului îi prinsese atât de bine încât bătuse la mașină 500 de pagini. La vremea aceea ne-am despărțit, el plecând la New York, unde îl chemase urgent tatăl său, iar eu mutându-mă la Londra, unde mă aștepta o muncă de laborator. Și acum venim la al treilea personaj, acela care s-a apucat să scrie ceea ce citiți sau acum ascultați dumneavoastră. Cine îi mai fi și eu? Această întâmplare poate să sune strane în urechile celor mai mulți cititori, pentru că mai toți suntem convinși că oricât vom fi noi de ignoranți în alte privințe, cel puțin pe noi înșine ne cunoaștem. Și mi se pare că tocmai aici ne înșelăm cel mai mult. Nu v-ați surprins niciodată cu o vorbă scăpată curios și neașteptat, ca și cum v-ar fi împrumutat altul gura? Eu m-am surprins. Dar poftele care vi se trezesc așa, dintr-o dată, în fața unei priveliști pe care nu așteptați de mai înainte, de unde le-ați luat? Fiecare muritor este o bogată colecție de mistere și nu-i deloc straniu să se întrebe fiecare când și când. Oare cine mai fi și eu? Din întâmplare, eu nu m-am născut nici la Kenyo, nici la Montana și tot din întâmplare m-am născut la Broșten. El dă aici un nume pentru că e literat, într-o operă literară. Și încă, și mai din întâmplare, în loc să învăț a face brânză bună din laptele oilor pe care le-aș fi putut paște în munte, am învățat încetul cu încetul să colorez celule și fibre nervoase și dacă cineva mi-ar fi spus pe când umblam netuns, nespălat și cu o pincuțe, că în mine este stofă de savant, las că nici eu nu l-aș fi înțeles ce spune, dar la înțelegere aș fi fost sigur că aiurea. Viața întreagă, de până aici, dar desigur că și de aici înainte, mi-a fost o înșirare de evenimente surprinzătoare, în care hazardul s-a jucat cu mine neîncetat. Asta o face el, de altfel cu toată lumea. Dar cum fiecare se crede că este excepțional și hazardul meu mi se pare mai deosebit. În tot cazul, în suflet, păstrez curzimea naturii din care m-am desprins și poezia e duioasă.
surprinde adesea acumularea umilinței care s-a transformat în sfială exagerată, uneori izbucnind în explozii de violență. Numai timizii sunt capabili să se înfurie cu adevărat. Dar mi-e frică și de moleșeala străbună care adesea încearcă să-mi amorțească avânturile. Pasiunile mă devastează uneori, dar pe urmă se liniștește și abia de rămâne amintirea lor. Dar de ce mă tem eu mai mult este spiritul de nestatornicie care joacă peste pajiștile vieții ca un zbor de fluturi. Se vede că ăsta mi-a rămas de la păscutul oilor, care mă purta pe o poiană, de la o poiană la alta și toate îmi plăceau, dar toate treceau. Nimic nu-i mai primejdios pentru fixarea unui caracter decât plimbarea lenișă peste, printre aspectele lumii. Dacă nu te lipești temeinic de nimic, ajungi să capeți ori lăcomia frumosului, ori pasiunea răului, amândouă dezastruoase. În mine simt într-adevăr această lăcomie care îmi dă mari tulburări uneori. Tot ce-mi place aș vrea să am și mă îndeamnă inima să-mi făptuiesc, dar deseori constat că nu prea am atâtea puteri câte mi-ar trebui de aici și rămâne un fel de cocleală în suflet. E foarte dureros să te surprinzi construit numai pe umbra idealurilor tale. Frivolitatea aceasta dornică este compensată într-o măsură oarecare printr-o încăpățânare de detaliu. Mă fixez uneori pe câte o frunză, pe câte o frunză verde, ca o omidă și până nu o sub toată nu mă las. Iar pe urmă, vânturile capricioase zboară frunza cu tot cu omidă. Cred că din această îndărătnicie mi-a ieșit mie pofta asta de migăleală de laborator în științele naturale. Și încă ceva poate. Sunt sclavul curiozității. Acolo unde este întunericul mai adânc, aș vrea să văd ce este. Fiind născut într-un mediu inferior, toate impulsurile acestea care se zbat în zona de definită a sufletului meu ar fi rămas un simplu alean stârnit uneori de câte o pierdere a privirii în zare sau de câte o lungă vâjâire a vântului în ploioasele zile de toamnă. Dar jocul extraordinar al capriciilor sociale m-a smuls din locul meu firesc și m-a strecurat printre cele mai neașteptate evenimente, înlocuindu-mi țarii cu pantaloni strâmți, făcându-mi frizură cu cărare dreaptă, subțiindu-mi pielea pe file de hârtie și dându-mi pe lângă un stomac mai gingaș și un cap de cărturar în locul celuia de oier. Am putea spune că toate acestea le-am vrut, deși ele s-au întâmplat, dar uneori îmi place să mă amețesc singur și să mă cred opera voinței mele. Atunci îmi ordonez întâmplările vieții după un curs plănuit și mă umflu de mândrie în credința că eu singur mi-am construit ființa. Noroc că mă opresc la vreme din șirul acestor absurdități, pentru că mi se pare că altfel ar putea începe o formă de nebunie. Nu vă grăbiți să mă judecați după astfel de simptome, pentru că dacă sunteți atenți, le veți găsi și la dumneavoastră. Cine pretinde că nu e nebun deloc, este prea ignorant ca să mai discutăm cu el. Și Iaca, ăsta-s eu. Adică mi se pare că sunt ăsta. Probabil că după ce mă veți cunoaște mai bine, aveți să mă găsiți altfel. Și vreau să vă previn că sunt numai atâta cât v-am spus. Sunt cu mult mai mult și în bine și în rău. Dar acel ceva mai mult, despre care încă n-am pomenit, poate să fie cu totul neînsemnat sau chiar extrem de important. Totul depinde de timpul și de împrejurările în care i-o fi dat să apară. În privința asta nu știm nimic și purtăm cu noi, de-a lungul vieții, enigmele Universului. Partea enigmatică a firii noastre ne apropie pe unii de alții atunci când întâmplarea ne asociază. Oamenii se caută unii pe alții nu pentru ceea ce cunosc fiecare de la unul la altul, ci pentru ceea ce nu cunosc. Misterul din ei este forța atractivă și cu atât mai mult cu cât misterul este mai de nepătruns. Și tot acest mister ne-a împrietenit și pe noi, eroii acestei povestiri pe care am început-o. Nomura în Japonia, Harrison în America, sunt figuri tot așa de comune și puțin interesante, cât și eu în țara asta. Dar când Nomura ar apărea aici, ar stârni aceeași senzație pe care ar stârni-o eu la Tokyo.
Și la întâlnirea noastră, întâmplătoare, fiecare din noi a răscolit în celălalt ceva din structura sa mentală și astfel ne-am împrietenit, adică am ajuns să ne dezvelim complet gândurile. Cu aceasta am ajuns la un important episod. Strania prietenie dintre un japonez, un american și un român. Mulțumesc!